Bună ziua și bine ați venit la acest concert cameral. Vă rog să-mi permiteți să salutăm pe domnul prefect Paul Nicolae Petrovan, prefectul. Pe domnul Gheorghe Marian, reprezentantul firmei Kaufland. Și pe domnul Lucian Cerbul, reprezentantul. Acest concert cameral este prilejuit de inaugurarea unui cabinet de informatică, sau mai bine zis, înnoirea unui cabinet de informatică, înnoire care s-a putut face cu ajutorul sponsorizării firmei Ajutăm Împreună și a inițiativei firmei Kaufland, prin sponsorizarea cu 30 de calculatoare noi de ultimă generație. Sigur că suntem liceu de muzică, suntem liceu de artă, dar suntem totuși în secolul 21. Calculatorul este un atribut, este o caracteristică a vieții noastre de zi cu zi. Pentru invitații noștri, eticheta noastră ca școală ar fi că suntem cel mai vechi liceu din țară și avem rezultatele cele mai bune. Ceea ce veți auzi în aceste următoare momente pe scenă nu este decât o părticică din ceea ce noi putem să facem, din ceea ce noi oferim elevilor noștri și nu în ultimă instanță societății. Pe lângă aceste formații de muzică de cameră pe care le veți putea auzi, avem o foarte valoroasă orchestră simfonică, o foarte valoroasă orchestră de suflători, un cor și nu în ultimul rând instrumentiștii noștri care sunt de cea mai bună calitate. Ca să vă puteți convinge de acest lucru, vă invităm de pe acum la concertul nostru din 25 martie de la Ateneu, unde îl vom omagia pe Dinul Ipatii, concert în care vom avea posibilitatea să arătăm ceea ce poate, într-adevăr, colegiul nostru de artă să ofere ca muzică pe scena Ateneului. Bună ziua tuturor! În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag mi-a făcut dumneavoastră. Pentru că de multe ori auzim și vedem doar vești proaste la televizor. Nu cred că aceasta e caracteristic neamului nostru. Iar când mă uit la voi, îmi dau seama că această țară mai are o șansă, o șansă mare. Iar voi sunteți această șansă. Un popor fără cultură nu poate exista. Un popor fără tradiții înseamnă că nu are rădăcini foarte adânci. Am vrut neapărat să fiu aici pentru a mulțumi de asemenea celor care, acolo unde, din păcate, administrația publică sau locală, din vari motive, nu se poate implica, vin și compinez locul, iar ceea ce fac acești oameni este minunat, spun eu. Într-adevăr, specificul liceului este unul uman, dar în același timp, așa cum spunea doamna director, suntem în nivelul 3, calculatorul, și presupun că toți, nu vă întreb cine are cont de Facebook, că n-aveți voi până la 18 ani, nu? Da, nu? S-a spus, glumeam.
Vreau să mulțumesc sponsorului Kaufland. În primul rând, vreau să mi-amintesc cu plăcere că am fost la deschiderea, să spuneam, domnului directorul unei dintre magazine. N-am să-i fac reclamă acum și aici. Veți vedea, dacă calitatea calculatoarelor e bună, înseamnă că și calitatea produselor din rețeaua de magazine e bună. Da. Ca să parafrazez un fost președinte american, și eu sunt bine în Kaufland. De asemenea, și societatea civilă aici prezentă, vreau să-i mulțumesc de asemenea, pentru că, și mă bucur că este unul din persoanele foarte apropiate de vârsta, de vârsta voastră, pentru implicare. Și vreau să vă spun că nu prea știți voi cu ce se ocupă prefectul, dar când veți afla, să știți că ușa mea, dacă o-i mai fi, că isprăvnicia, cum se spune în Conachirița, e vremelnică, dar ușa e deschisă pentru a rezolva problemele care stau în putința mea. Și iar pe voi am să vă rog, pentru că mulți dintre voi, sunt sigur, în foarte scurt timp ne veți reprezenta pe marile scene ale lumii, să nu uitați de unde ați plecat și să ne reprezentați cu cinst. Vă mulțumesc frumos! Și noi vă mulțumim, domnule prefect. Mulțumim că sunteți alături de noi, deocamdată moral. Și sperăm că anul 2015 va fi un an norocos pentru noi. Poate prefectura, prin dumneavoastră, ne va ajuta și cu instrumente muzicale. Ca o anecdotă pot să spun că muzicienii noștri sunt cei mai buni în concursuri și în recitaluri și în orice cântare, dar avem instrumentele cele mai proaste. Poate anul 2015 va fi un an norocos și pentru noi și nu vă ascundem faptul că noi, la nivelul nostru de colegiu, am inițiat anul trecut o campanie care s-a chemat Un pian pentru Lipati, campanie menită să strângă fonduri în vederea achiziționării unui pian de calitate pentru această scenă. Din cei 70-80 de mii de euro de care am avea nevoie, putem să vă spunem că am strâns 5.000. Poate cine știe. Bună ziua, o mică rectificare. ONG-ul este Școala de Valori. Programul care l-am pus în practică se numește Ajutăm Împreună. Nu e nicio problemă. Mă numesc Lucian Cerbu. Mă bucur să fiu reprezentantul Școlii de Valori la acest eveniment organizat de Kaufland împreună cu Colegiul Național de Arte din Lipati. Școala de Valori împreună cu Kaufland sunt inițiatorii programului Ajutăm Împreună, program care a realizat înnoirea laboratorului de informatică. Noi, în Școala de Valori, credem că modul prin care putem aduce în țara noastră o... Deci noi, în Școala de Valori, credem că modul prin care putem aduce în țara noastră o comunitate care să schimbe ceva în bine este... Nu mai țin minte nimic din... Partea firmei Kaufland, domnul Gheorghe Marian, dorește să ne adreseze câte parte. Bună ziua! Dragi copii, ca să nu uit și eu, să știți că am venit cu notița și o să citesc. Da? Dragi copii, stimate domnule prefect, stimate doamne, stimați domni, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră și suntem bucuroși să vă avem alături de noi astăzi, 19 februarie 2015. O zi deosebită pentru Kaufland în România, părinți și copii, din cadrul Colegiului Național de Arte din Lipati.
ca Francis, Școala de Valori, doresc să mulțumesc tuturor celor implicați și în special clienților noștri care au participat la această campanie desfășurată în magazinele noastre. De asemenea, dorim să mulțumim și celor prezenți la această festivitate care s-au alăturat țelului nostru de a sprijini educația din această școală cu cele 30 de noi calculatoare. Sperăm ca prin acțiunile noastre permanente să oferim copiilor sprijin pentru o educație mai bună, pentru a se forma și a-și dezvolta creativitatea. Vom susține în continuare, încrezători în succesul acestora, campanii și proiecte sociale. Doresc în acest moment să vă mulțumesc anticipat și pentru participarea dumneavoastră viitoare la proiectele sociale Kaufland. Permiteți-mi acum să înmânesc cecul onorific conducerii Colegiului Național de Arte, iar după concertul organizat de către conducerea colegiului, vă invităm în zona special amenajată pentru gustări. Ce vă place cel mai mult? Dulciuri și sucuri. Da? Pentru că vorbele au fost spuse, vă mulțumim încă o dată, domnule prefect, domnule Cerbu, domnule Gheorghe, vă mulțumim încă o dată pentru sprijinul dumneavoastră, sperăm să nu ne uitați pe mai departe și în limbajul nostru caracteristic, în limbajul muzical, copiii vă vor mulțumi în momentele următoare. Succes! Thank you.
Mulțumesc!